Bună ziua tuturor! Astăzi este o zi mai specială, deoarece am decis să încep posturile 14 zile. Desigur, nu este ușor, pentru că trebuie să ai multă voință și mintea poate să se născucească tot felul de motive pentru a amâna. Dar știu că este decizia corectă și vreau să fac acest post, care simt că este necesar și la nivel sufletesc și la nivel trupesc. Și deși încă este frig afară, nu cred că trebuie să aștept până la primăvară sau vară. Astăzi mă simt plină de energie, dar este doar prima zi. Cred că știți că nu trebuie să munciți când faceți un post cu apă, pentru că puteți să simțiți amețel. Însă o zi se poate posti cu apă și când lucrați. Este mai greu dacă continuați după prima zi, pentru că puteți resimți anumite neplăceri. Vă salut și vă aștept mâine cu a doua zi. Bună ziua tuturor, este a doua zi de post și nu-mi vine să cred că am trecut peste o noapte care a fost destul de grea. Am trezit de două ori cu gura uscată. Nu este o senzație plăcută, însă trebuie să ne dăm seama că este un efect peste care trebuie să trecem și e ceva normal. Probabil trebuie să beau mai multă apă și mă voi simți mai hidratată. Până la sfârșitul zilei am avut senzații de foame și desigur este greu să spui nu organismului, de aceea trebuie să mă sforțez în acest caz să nu mănânc. Și azi dimineață m-am trezit cu o senzație cam neplăcută în organism, în stomac. Simțeam ca și cum aș fi vomitat, dar am avut noroc și nu am vomitat. Este ora 4:20. Și senzația neplăcută la stomac a mai trecut, însă știu că se poate reprezenta spre seară, dar de mâine lucrurile ar trebui să se schimbe și să mă simt din nou plină de energie. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine cu a treia zi de post cu apă. Bună ziua tuturor! Aceasta este a treia zi de post cu apă, deci am băut doar apă timp de 3 zile și sunt decisă să continui pe această stradă. Ieri am uitat să vă spun de faptul că am simțit frisoane în timpul zilei. Așa, acesta este un simptom obișnuit pentru cei care fac post cu apă. Însă astăzi, când m-am trezit la 8:30, aveam palpitații la inimă, deci mă simțeam slăbită, însă eram obișnuită și la așa ceva, deci eram conștientă că se putea întâmpla. Și deși nu sunt plăcute, trebuie să mergem înainte. La aceste palpitații poate urma foama, pentru că așa mi s-a întâmplat și prima dată când am postit. Deci este ceva obișnuit și chiar s-a întâmplat, nu sunt speriată sau altceva, dar sunt puțin slăbită, dar altădată simt energie foarte multă. Am norocul că sunt la casă, de aceea ieșind afară mă reîncarc de energia naturii, de energia copacilor, animăluțelor care le văd și mă ajută foarte mult. Vă mulțumesc din nou pentru atenție și vă aștept mâine cu a patra zi de post cu apă. Bună ziua tuturor, este a patra zi de post cu apă și astăzi când m-am sculat am avut din nou tachicardie, ceea ce înseamnă că bătăile inimii mi-au crescut. Desigur, cum am mai spus, nu este un sentiment plăcut și nu mi s-a întâmplat așa ceva în postul de 12 zile, chiar a trecut foarte ușor. În sens că nu simțeam nimic, chiar n-am vomitat niciodată și nici nu am avut tachicardie. Data aceasta se vede că excepțiile care le-am făcut în ultimii 2 ani mâncând foarte mult copt se resimt în acest fel și postul este mult mai greoi. De aceea, citind pe internet cum să facem postul mai ușor, am văzut că adăugând lămâie la apă, postul poate continua. Ca și cum nu am întrerupt postul, dar în același timp ne face postul mult mai ușor. Însă eu am decis să fac și mai diluat, de aceea am adăugat o rămâie la 1 litru și 140 de ml de apă și în acest fel postul încă poate continua. Sunt convinsă că aceasta îmi va ușura această călătorie de 14 zile de post cu apă. Mâine va fi o zi călduroasă și sunt foarte bucuroasă de aceasta, pentru că va fi mult mai ușor
Și chiar aceasta vreau să vă spun că în postul de 12 zile care ne-am făcut în România, când am venit în vacanță, a fost soare, pentru că l-am făcut în iulie și căldura m-a ajutat foarte mult. De aceea este recomandat să facem postul într-o perioadă mult mai caldă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine cu a 5-a zi de post. Bună tuturor, este a 5-a zi de când beau doar apă și pot să spun cu zâmbetul pe buze că mă simt extraordinar astăzi. M-am trezit cu puține palpitații, dar mi-au trecut rapid și după m-am simțit plină de energie, chiar ceva nemaipomenit. Mulți spun că a 5-a zi începi să te simți o persoană nouă și eu chiar am simțit-o. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine cu a 6-a zi de post cu apă. Bună tuturor, este a 6-a zi de când beau doar apă și cu puțină lămâie și mă simt chiar bine. Am avut foarte multă energie, am ieșit în grădină, am stat puțin la soare, deși este cam frig, bate vântul, însă mă simt extraordinar și sunt chiar bucuroasă că în ultimele două zile mi-a revenit energia. De aceea sunt motivată să continui cu acest post și aștept mâine cu a 7-a zi de post cu apă cu puțină lămâie. Dimineața când mă scol sunt puțin obosită, dar este ceva normal. După, în timpul zilei, energia mea crește și deci simt că pot să continui pe această stradă. Nu este chiar foarte simplu, pentru că mai simt gheoaie din stomac, deși nu mi este foame. Însă, după cum am spus, organismul meu se detoxifică și deci este normal să simt tot felul de efecte. Limba este albă, ceea ce arată că trebuie să continui. Când limba se roșește, atunci ai putea să spui că trebuie să te oprești. Însă eu voi continua doar pentru 14 zile și după mă voi opri. Și asta este intenția mea. Bună din nou, este a 8-a zi de când beau doar apă și de câteva zile am introdus și lămâie și mai am doar 6 zile până să termin postul de 14 zile. Nu mi se pare mult, dar nici puțin. Ce a fost mai greu a trecut, pentru că a treia și a patra zi au fost cele mai grele și dimineața când mă trezesc, toxinele fiind atât de concentrate după o noapte în care nu dorm, simt o stare de oboseală destul de mare, însă în jumătate de oră trece, deci trebuie să fiu calmă, să iau totul încetul cu încetul, să beau apă cu înghițituri mici și după încep să mă simt din nou plină de energie, însă trebuie să am răbdare. Și sunt bucuroasă pentru că astăzi când m-am trezit m-am simțit mai bine decât celelalte zile, ceea ce arată că sunt încă în putere și că mai am încă forță să merg înainte. Mi-am făcut deja lista la ceea ce trebuie să cumpăr pentru a reîncepe să mă hrănesc. Desigur voi începe cu sucuri și după cu niște smoothies. Dar mai am încă 5 zile, nu este foarte ușor, dar văd oricum cum zilele se scurg și sunt fericită la ideea de a sfârși acest post care pare destul de lung, dar știu că este necesar. Bună ziua tuturor! Până la urmă am decis să opresc postul după a 11-a zi. Nu am mai înregistrat a 10-a și a 11-a zi pentru că nu vreau să vă sperii cu fața mea care arăta prea slabă. Și de aceea acum a trecut 7 zile de când am reînceput să mănânc. Dar desigur am început întâi cu un suc de fructe de portocale și după o zi jumate am introdus castravetele și roșiile date prin Nutri Bullet, deci prin blender și avocado, deci pentru că simțeam nevoia de un aliment mai gras și mai puțin dulce ca un fruct. Mi-am făcut ca o cremă, un fel de supă crudă
diferența între data trecută când am făcut 12 zile de post cu apă și data aceasta în care am introdus și puțină lămâie a fost că data aceasta am început postul de la mai puține kilograme și de aceea dând aproximativ 6 kilograme mai că am ajuns la mult mai puțin decât data trecută. Și deși simțeam că mai puteam să continui cu încă 3 zile de post, nu mai vedeam sensul, pentru că uitându-mă în oglindă și văzând limba care a redevenit roșie, nu mai simțeam necesitatea de a continua cu încă 3 zile. Cred că altă dată trebuie să renunțăm la obiectivele noastre dacă vedem că nu mai simțim nevoia și nu trebuie să continuăm pe o stradă care ne-am propus-o de la început doar din ambiția de a ajunge la acel număr și eu așa am început cu ideea că da, trebuie să ajung acolo, însă mi-am dat seama pe parcurs că nu mai aveam această necesitate și de aceea am întrerupt. Acest post mi-a permis să mă eliberez de dependența mea de cafea și era o dependență mai mult psihologică decât fizică, pentru că simțeam un confort în a bea cafea în fiecare dimineață sau mai bine spus cappuccino. Acum nu mai simt această necesitate care o aveam, deci sunt aproximativ 20 de zile de când nu mai beau cafea. Deci un post ca acesta ajută foarte mult să ne eliberăm de anumite dependențe, după cum am spus, și psihologice, dar și fizice. Nu am renunțat la cafea în totalitate, deci vreau să mențin cafeaua doar pentru duminică și atât. Restul să beau suc de fructe dimineața sau doar lămâie. A fost un post greu, dar necesar și cred că greutatea cea mai mare am simțit-o din cauza vremei. Energia soarelui e foarte importantă și de acum încolo, desigur, continui pe strada crudismului. Am decis să lăs mâncarea coaptă doar pentru weekend, deci pentru sâmbătă și duminică, și vineri consider că este mai bine să fac acest post cu apă pentru că depurează organismul înainte de weekend și este și vineri. De aceea nu am renunțat total la acest post cu apă sau cu lămâie, dar am decis să îl limitez la o zi pe săptămână. Consider că este foarte util să avem această zi în care să-i dăm organismului nostru o pauză în care să elimine toxinele și să se odihnească. Recomand postul la cât mai multe persoane, dar să vă documentați foarte bine înainte. Resursele pe internet sunt nenumărate, deci nu vă lipsesc. Trebuie să ținem sănătatea sub control în fiecare zi și modul cel mai bun este acela de a mânca cât mai mult crud, deci cel puțin 90% din alimentația noastră ar trebui să fie crudistă. Nu vă dau sfaturi pentru a vă apuca de acest post cu apă, dar vă recomand să vă documentați și să vedeți ce este potrivit pentru voi. Desigur, se poate începe de la o zi, după se ajunge la 3 zile și organismul devine din ce în ce mai puternic și vedeți că puteți cât mai mult să scurtați acest post cu apă. Nu este imposibil, după cum am spus, pentru nimeni, dar trebuie să măriți cantitatea de crud progresiv în alimentația voastră și așa se poate recăpăta un stat de sănătate care ne-l dorim. Gândiți-vă că odată ce faceți acest post trebuie să fie un început de schimb de viață și nu doar un post limitat în timp. Mulțumesc pentru atenție și că ați venit cu mine în această călătorie de 11 zile până la urmă. Vă aștept la următorul.